Salutare tuturor! Eu sunt Andrei și astăzi jucăm Minecraft în lumea Andrei, cum v-am promis. Nu știu la cât o să postez videoclipul acesta, dar eu sper că o să-l postez pe la 9. Am venit de la școală acum, acum vreo 10 minute, cred. Și am mai stat puțin. Stai că dau și eu sunul. O să fac răga mai tare eu. Așa, bun. Dar am dat mai încet. Să iau și astea. Ne, nu astea. Asta și cu asta. Și eu am făcut acum off camera. De fapt, da, off camera acum. Bine, nu chiar acum off camera. Am pus copaci ăștia frumoși așa. Și aici am pus și uitați cum am pus aici așa. Am pus să fie la fiecare câte 10 blocuri. Am pus să fie așa și mai chinuit o grămadă. Și tot cresc de fapt de ăștia. Aici cred că am exagerat cu pomii. Acum nu știu, să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Bine, aici n-am vrut să pun pentru că de fapt am încercat și nu puteam să trec pe aici așa, adică să trec așa, intră un copac și nu vreau ca să-i tai frunzele. Deci de aia n-am pus. Dar lăsăm asta, haideți să punem. Pec. O punem și noi așa. Bun. Și da, ce vreau să vă spun acum este că vreau să vă povestesc contemplarea acum. Ce am făcut eu? Bun, ce am făcut eu? Păi eram la școală, frate. Și da. Ce credeți? Aveam matematică, băgameș. Ceva în ea să-mi bag. Și da, am dat noi un test acolo. Și că Andrei, nu, nu am dat un test mai de mult. Și urmă ne-a zis notele. Deci am fost frate, am spart și am pus înapoi. Bun, ne-a spus notele. Și că Andrei la tablă. Urmă eu m-am dus și nu știu ce eram. Mi-a dat acolo niște exerciții să fac acolo. Mi-a dat. Urmă ne-a făcut acolo exercițiile, nu pot să zic că nu le-am făcut. Le-am făcut și formă. I-am dat seama că nu-i bine. Foarte capul meu, mamă, deci când am pus odată, mamă. Am văzut că nu-i bine, mamă, de nu fai de cap. Fai de capul meu, de nu fai de mine. De nu. Nu vă vine să credeți. Nu știu, noi avem un profesor mai așa, hai să nu pot să zic că e rea. Na, hai să nu zic că e rea. Deci, da. M-am dus acolo. Pac, am făcut exercițiul tot ca lumea. Și pe urmă mi-am dat seama, bă, că nu-i bine ăsta, mamă. Formă. Să-l fac, să șterg acolo. Mi-am dat seama că nu-i bine. Formă, ci că să corectez, mamă, bă, ce să mai corectez, frate. Formă. După ce l-am corectat înapoi acolo, ci că
Dar nu-i bine, zice mie, nu-i bine. Păi, lasă-mă, frate, în pace. Și era perfect, l-am făcut ca lumea, deci nu am avut nicio problemă. Păi, și nu știu cum, e prima, pac, tac. Păi de-aia peste mână, de-aia, cum se numea, știa aia, chiar că am uitat. O de-aia, de-aia, mă, cum se numește. O de-aia, mă, o riglă de-aia peste mână, mamă, de nu. Mi-a dat odată, vai de capul meu, acum deja mă doare puțin mâna, dar mergi, poți să mergi. Mă doare puțin mâna. Mamă, că sunt doar picior. Bun, lăsând asta pe lăsăm asta, matematica, pula mea și pula mea. Opa. Cred că o să cenzurez eu acolo. Sau o să tai sunetul. Deci da. Prefaceți-vă că nu s-a întâmplat nimic. Ne. Bun, lăsăm asta. Lăsăm asta. Și hai să vă povestesc ceva din când eram puțin mai mic. Hai să vă povestesc când era Andrei puțin mai mic, ce făcea el. Așa, bun. Păi eu când eram mai mic odată, eram eu la grădiniță. Bine, hai să nu zic chiar atât de departe. Eram eu, nu știu, la țară. Și și că să mergem și noi la spălzat, că era vară. Haide, frate, să mergem. Am mers noi, cică, haide frate, hai să mergi. Am mers, ne-am dus. Băi, și acolo unde mă duc eu la țară, este o apă mare, frate, și e mare așa. Și așa mare. Și nu știu, zic și eu că fana mea ăștia nu își dau seama. Era prea mare. Forma, na, ce să mai fac altul acolo. Am mers noi, mă încurc aici. Bine, nu aici, mai praf, mă încurc la vorbă. Am mers noi și eu era acolo apă mare. Bă, și ce, hai frate, hai să mergem acolo. Și Andrei, dacă nu ieșea să nate, na, ce putea să facă? Și dacă nu vrea să facă, de rest, ce putea să facă? Bă, eu nu vin că nu știu să nu, sau, na. Andrei a zis, haide frate să mergem. Nemo, mai bine, spuneam direct că nu știu să not. Deci, de 1000 de ori era mai bine să zic că nu știu să not decât să mă duc. Vai de capul meu. Asta pe bun, mă. Haide până în casă să mergem să-mi iau și eu ceva. Să-mi iau niște scări. Bun. Așa, haide să terminăm cu asta și să continui povestea. Bun, și că noi mergem acolo, mergem dintr-o aia în apă.
intră fără nicio problemă, ne sunt sunate, Andrei, nu? E prima de la mal, formă, că mai bun, vii și tu. Formă, eu am zis, stai bă, că mă duc, mă schimb. Și m-am dus că mă duc să mă schimb. Așa, m-am dus acolo, m-am dus undeva acolo, să nu creadă ăștia că mă duc să mă schimb. Și pe urmă am stat acolo, am stat mai mult timp. Na, ce credeți că era în capul ăla? Bă, ce face ăsta, frate, am murit și a făcut din mai bine. Și da, vine unul dintre ei. Formă. Na. Vine unul dintre ei acolo. Zică, hai bă, nu vii. Formă zic, stai mai puțin, dar ce faci, frate? Stai mă lea, că vin acum, îi ziceam eu. Și formă a zis, bă, l-a zis, bine, hai că te așteptăm acolo. Te așteptăm în apă. Bine. Da, bine, pe dracu. Pe urmă, merg eu acolo. Și că zic eu, asta mi s-a pus cârcel. Și dai seama, eu fiind prost, na. Și am crezut, bine, am zis bine, hai că te lăsăm acum. Dacă zici că ai cel mai stai puțin și pe urmă intri și tu în apă după ce îți treci, după ce nu mai te doare. Și pe urmă, na. A trecut 10 minute, 20 de minute, până mă zic chiar ăștia, hai frate, nu vii, că pana mea e caldă apa. Și eu chiar vreau să vin, dar, dar nu știam să not, doar nu mă duceam acolo să mă nec. Și eu cred că mai bine era înainte, na, dar chiar mă atunci. Mai bine le spuneam că nu știu să not. Iau mă, părerea mea. Bun. Frate, ce-am mai stat, ce-am mai stat. Și că stai mă, stai puțin, mai stau. Nu mai stai, o leac. Ce-și pierdeau după așa, aveam niște dubii că frate din ăștia de ce nu intră. Ce n-ai vă face? Tu mă întreba, bă, dar de ce nu intri? Așa, mă, nu pot, mă doare burta. Doare burta, de ce? Te foame, n-ai mâncat acasă? Unde zic, bă, nu. Formă unul dintre ei. Îmi spune, dacă îți dau din sandwich-ul meu, poate e mai bine. Poate o să fie mai bine, de fapt. Poate o să fie mai bine. Fai de capul meu, am zis mersi. Dar în gândul meu nu era mersi, era chiar bă, te omor. De ce? Bă, și nu știu cum, dar am avut noroc. Deci, nu știu, ăștia i-au luat și pe ei cărcei. Și, serios, frate, i-au luat cărcei și formă. S-a dus și ei pe mal. Hai frate, bag-te și tu acum. Na. Bag-te și tu. Forma, na, nu aveam ce să fac. Ce să fac? M-am băgat acolo, mamă. Am încercat eu acolo. Hai frate, poate să faci așa. Poate așa trebuie făcut să... Să... Poate așa trebuie. Bă, tot încercam eu să... Să not acolo, cică. Ăla la mine nu era, bă, la cică la mine era not. Dar ăla nu era not. Și m-am băgat acolo, aia credeau.
Eu credeau, frate, ce face ăsta? Bă, ăsta se neacă. Mamă, și-au sărit toți după mine. Care dăm? A, nesimțitul. Mori. Serios, nu mai săgeți. Sau oase nu mai îmi dai. Oricum, așa, au sărit după mine. Băi, fratele meu, au sărit după mine. Mi-am zis, băi, ești bine, de ce n-ai zis că nu știi să nu îți porni? Mi-am zis eu, frate, n-am vrut ca să credeți că sunt, că nu știu să nu ce porni. Mă spuneați că, bă, lasă-ne. Porni, mama, poate nu mai vrea să fiți prietenii mei, n-am mai știi și voi de astea așa. Na, porni, nu mai știu ce. N-am, bă, pala mea. N-aveam ce să fac. A. Și cam asta a fost toată povestea. De toate ce am spus eu. Tare, nu? Nu prea a fost tare pentru mine. Adică, na, să nu faceți asta niciodată, să nu simțiți că așa, bine, să nu simțiți asta, înseamnă niciodată. Să spuneți că puteți faceți acel lucru și să nu puteți să-l faceți. Nu este bine, adică, v-ați văzut și voi ce mi s-a întâmplat mie, adică nu ar fi bine să se întâmple și vouă. Mai bine să spuneți adevărul și, da, nu. E bine că altfel, după minciună, vine și toată învățătura. E, nu așa. Bun, acum să trebuie asta. Dacă mai vreți să mă mai spun așa povești din copilăria mea, cam maiurită, o să mai încerc eu să mai mi-amintesc ce am mai făcut, o să mai întreb la părinți, să zic ce am mai făcut, ce făceam mai înainte. Și da, termin și eu aici și pe urmă să încheiem și noi episodul, pentru că au trecut 18 minute și pe urmă pun la editat. Și pe urmă o să-l bag pe YouTube. Pe urmă fac temele. Da. Nu uitați, dacă mai vreți ca să mai spun despre din copilăria mea, o să mai spun și poate o să facem asta în fiecare episod. Poate. Poate o să facem și noi asta în fiecare episod. Dar nu cred. O să... Acum a fost ceva așa, da, mai special. Și de-aia v-am spus. Nu uitați. O să mai lucrez eu off-camera și, pe urmă, mai trebuie să mai facem potești, dar nu multe. Și uitați că am găsit și o întrebuințare la acest granit ce am găsit. Fără idei, zic eu.
Não. Oi, como tu faci acest episod? Dacă vă spun nu, uitați să apăsați un like. Eu am fost Andrei și dacă mai vreți de-astea cu toate din viața mea, niște aventuri din viața mea, bine, asta nu prea mare, dar vreau să zic așa, dacă mai vreți, spuneți în secțiunea de comentarii. Eu am fost Andrei și... vă spun, la revedere, pa, pa!